Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Să mă știam cu ce mă. Roman Mascalin, am aproape 12 ani, sunt din București și sunt foarte, foarte pasionat de gătit. O învăț eu pe mama să gătească, deoarece mama mai are și ea un pic de învățat de la mine. Sunt foarte multe lucruri pe care știu să le fac, cum ar fi vita, o grămadă de supe care am învățat de la bunica mea, știu să fac și deserturi, tiramisu, fursecuri și câteva alte deserturi foarte delicioase. Astăzi vă voi găti supă cremă de ardei copt cu crutoane. Când am făcut-o pentru mama, a zis, wow, ce bună este și chiar m-a pus să o mai fac de mai multe ori. Și am mai făcut-o și am văzut că îi place în continuare și am zis, de ce să nu vin cu ea la Șef la Cuțite? Urmăresc emisiunea de la sezonul 6. Și ce mai mult la emisiunea asta mie mi-a plăcut ultima rundă, cea cu echipele. Eu, sincer, cred că sunt un șef destul de bun și vreau să îi dovedesc asta și bunicii mele, care nu prea mă lasă să bucătăresc în bucătăria ei, deoarece zice că fac un haos. Este puțin adevărat, dar asta este. Și vreau să-i arăt bunicii mele că eu chiar știu să bucătăresc foarte bine. Și copiii pot găti lucruri foarte bune. Sper să vă fac această mâncare. Eu sigur sunt mulțumit de ea și am terminat. Ușilor. Noi știm deja. Este un puști extrem de încrezător în rețeta sa și talentul său. Hai să mâncăm ceva bun. Ceva bun. Ceva fin. De roșii. Bun, ceva fin. Sufiți cremuți. Ceva bun, ceva fin. Ce are în ea? A avut un pic de smântână, mă. Uite, ia fii atent. Dacă o faci așa, ia uite cum se vede, uite. Vezi, faci așa, ia uite. Cappuccino. Da, exact. Cappuccino. Și inimioară. Ia uite, am făcut inimioară, băi. Aproape. O supă cremă de ardei copt. La voi nu e, mă? Ai băgat lingura până jos? Da. N-am nimic. După cum este gătită, supa cremă de ardei, sigur avem o fiță și îl cheamă Andrei. Intră supermodel, îmbrăcat frumos, bărbat. În straie românești. În port românesc. Prezintă moda. Cu ie. Prezintă moda românească. Cu ilic. Prezintă moda românească pe vechi. Cu ițari. Când de fapt noi avem de-a face cu... O doamnă. Te-ai dat seama tu? Hai să vezi. E mână de bărbat aici toată ziua. Doamnă din București. Ne punea sare dacă... Care o să vrea la tine în echipă. La mine? Asta, da, asta. Doamne, ajută să mai treci eu pe cineva pe listă, că doar la tine văd. Ceva e necurat în sezonul ăsta. Pentru supă de ardei copt cu foarte multă smântână pe aici, pe undeva, care a devenit albă la un moment dat. S-a îndulcit foarte tare de la smântână. Și... Uite, are mai multă smântână decât ardei. Da. Este foarte stresant când te uiți să te ia acel ecran, când șeful îți degustă mâncarea. Pentru că dacă ei mănâncă greșit sau ei zic ceva greșit, n-ai cum să-i corectezi sau să le spui altceva și e foarte stresant că la sfârșit închide totul, nu mai vezi și nu vezi dacă ai primit cuțite sau nu. Ia să vezi tu acum cum intră supermodelul nostru. Oh. Uitați-vă ce la doamna din București. E un supermodel, stai un pic. Salut, ce bărbat. E bărbat. Eu mă numesc Alin, după Alin Dumitru, am 12 ani. Mulți înainte, mamă ce mic ești. Și sunt în clasa 5-a. În ce oraș? În voluntari. În voluntari? Voluntari. Dar eu sunt din București. Tu ești din București? Da. Nu. De fotbal? Nu. De Formula 1? De tenis. De tenis? Fac tenis de performanță de 6 ani. Serios? Bravo! Și tu ai 12? Da. Păi și puteai să ții racheta aia în mână la 6 ani? Aveai una mai mică. Era una mai mică. Dar tenis de performanță înseamnă că particip și la concursuri. Da. În Danemarca participai la câteva concursuri, da. Okay. Și ai câștigat și tu concursuri? Da, am câștigat și eu câteva concursuri. Serios? Bravo. Ai fost finalist și câștigător? Da, pe locul 1. Bravo! De multe ori. Bravo! De multe ori? Deci ești bun. Da, am stat 6 ani în Danemarca. Ai fost Da, m-am născut în București, România. Și în Danemarca, cum a fost viața în Danemarca? Foarte liniștită. Nu erau atâția oameni ca în București. Okay. Adică lumea, în loc să meargă cu mașina, prefera să meargă cu bicicleta.
Ok. Erau foarte multe păduri. În fiecare zi mergeam într-o pădure nouă. Și mă plimbam toată ziua cu bicicletele, cu prietenii mei prin pădure. Și când ai plecat de acolo, ai lăsat toți prietenii, ți-ai lăsat acolo? Din păcate, da. A fost greu pentru mine un pic, dar m-am acomodat cu viața din România și mă duc în vizită la ei, încerc de fiecare pas. Și acum ai prieteni noi aici? Da, mulți. Zine și nouă ceva în daneză. Hi, mit navne Elin og jeg er 12 år gammel. Am zis că bună, mă numesc Alin și am 12 ani. Și poți să ne spui ce ai gătit, dar în daneză? Hvad har du lavet til at spise? Ce ai gătit de mâncare? El a întrebat. Nu ți s-a nodat limba? Nu prea, că m-am obișnuit pe ea. De ce dacă l-aud pe el vorbind vreo două fraze, să vezi că mi-aduc aminte de daneză? Aoleu, nu. Păi nu vorbește el și daneză. Știi cum vorbește? Păi, a fost și pe la vikingi scârlătăși. Ia fii atent. Zi ceva în daneză. Zi-mi 10 cuvinte. Mig og min venner går med cyklen til det store event. Monica til strøne med drønne der i sønne handrøne. Nu e germană, și în germană, și în și în turcă. Ce sfătete să zici? Ai zis pătate. La școală, presupun că acum ești în școală la limba română, nu? Da, limba turcă. Da, turcă? Știe Cătălin, știe Cătălin turcă. Știe Cătălin turcă. Cum spune în turcă? Merhaba, ne yapıyorsun? Merhaba, nasılsın? Nasılsın? İyi. İyi. Gata, uite, vezi, prieteni, vreau. Știe, mă! Câte limbi vorbești? Daneză. Daneză, germană. Germană. Franceză. Engleză. Engleză. Turcă nu prea știu, așa că nu. Deci daneză, germană, franceză, română, engleză. Deci tu vorbești 5 limbi. Engleză vorbești mai bine decât mine. Ce vrei să te faci când o să fii mare, că ai atât de multe perspective? Ce controlor de trafic aerian. Controlor de trafic aerian. Și știi deja că asta vrei să faci. Da. Și eu am lucrat în aviație, am cochetat cu aviația la soare și probabil și din cauza aceasta. De ce așa? Pentru că într-o zi mă uitam pe la un documentar și am văzut câte multe accidente se întâmplă cu avioanele din cauza controlorilor de trafic neatenți. Și am vrut să fac și eu un bine. Și am vrut să mă fac ca, și eu controlor de trafic aerian ca să încerc să previn aceste lucruri, aceste accidente. Este o meserie foarte stresantă, să știi. Adică răspunderea este foarte mare. Da, în mâinile tale sunt foarte multe vieți. Da. Aia trebuie să fii pregătit pentru asta. Dar, da, felicitări! Mulțumesc! Păi îți petreci timpul acasă gătind? O mare parte din timp îi gătesc lui mama și fratele meu mai mic. Le gătesc. Okay. Ai un frate? Da, are 4 ani. Mulți înainte? 5 ani, pardon. Am uitat că a fost 5 ani. Te înțelegi bine cu el sau? Câteodată mă înțeleg bine, câteodată mă... El ce naționalitate? Danez. El s-a născut în Danemarca. El e danez, cum îl cheamă? Ericsson. Adrian. Mult succes, tinere. Bravo. Să te duci să-i bați pe franceză la Roland Garros. Da. Chiar dacă nu ai pus sare. Da, am uitat. La sfârșit am încercat să pun. Mulțumesc mult. Ai făcut supă de ardei copt. După care ai mai pus ceva în supă. Ce? Nu. Nu mai știu cum se numește în frișcă. Frișcă lichidă am pus. Pentru design și am scăpat mai mult la dumneavoastră. E albă! Da! E albă! Pare rău. Nu mai are gust de ardei deloc. Pare rău. Nu puteai să-i dai lui Scălătescu? Băi, eu l-am pus acolo. Că el ar vrea la mine echipă. Că sunt mai sportiv așa. Nu? Să știi că am primit supe creme sezonul ăsta o grămadă. Câte două? Atac chiar este. Mulțumesc! Bravo, băiat! Și foarte tare! Mulțumesc foarte mult! Felicitări! Faci foarte multe! Mulțumesc și mult! Și gătești, felicitări! Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Am dat mâna... Să fim atenți acum când mergem cu avionul. Mulțumesc! Am dat mâna cu un viitor controlor de trafic aerian. Mulțumesc! Lasă-l mă viitor cel puțin numărul 1 la ATP. Știu că să fac mai mulți bani din tenis. Lasă banii, băi, lasă banii. Ăla e mai și mai faimos și mai... E mișto la tenis. Ține-te de... Să faci ce-ți place ție. Mulțumesc! Cel mai bine.
Eu sunt foarte fericit. Foarte fericit. N-am fost în viața mea atât de fericit. Nici de ziua mea. Și iată. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.